Hai, salut bă băieți și bine regăsit la un nou videoclip. Am făcut și 88.000 de trofee. Destul de repejor, merge treaba din ce în ce mai bine. Bun, acum desigur în continuare suntem pe locul 2, pentru că Cronos a luat un avans destul de mare. Nu știu exact dacă o să reușim să-l întrecem, dar cine știe, vedem pe viitor. Momentan ne îndreptăm și noi spre 90.000. Bine, primul target este 89, după care 90.000, așa că noi, adică voi, aș vrea să apăsați butonul de like și să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă și susțineți în continuare push-ul ăsta. Așa că hai să trecem la video. Suntem și noi la primul nostru match, suntem la câteva distanță să facem 88.000 de trofee, care este un număr destul de măricel, cred eu, adică începe să fie destul de măricel acest număr. Pe lângă chestia asta avem Shelly aproape 1200, dar eventual o să facem 88.000, după care o să facem și Shelly rank 35 pentru acest videoclip. Deci, practic, 3 meciuri până facem 88.000 și ultimul meci o să fie Shelly rank 35. Zic eu că este cel mai ok, nu? Momentan o să facem respawn până am eu ultimata, dar mi-am făcut deja ultimata, ceea ce este super. Deci, aș putea să bat cam orice acum. Dar văd că Blexilla și bătut, ceea ce este super. Bun, deci avem ultimata, mai avem și 3 gadgeturi și ne îndreptăm și spre Hypercharge. Vino mă, bă, gata, au murit amândoi, cred că. Da, perfect. Bun, frumos, îi batem pe... Bă, e porlo aici, cred că am uitat de porlo ăsta complet. Credeam că sunt doar 2 brawler pe hartă, dar e super bine, avem și Hypercharge-ul, dar meciul ăsta este deja GG. Shelly chiar e foarte decentă pe harta asta, deși e gem grab, Shelly chiar merge, e bună, mă, e bună, nu te poți descurca chiar dacă au Ember, chiar dacă au Brawler gen Purge și așa mai departe, te poți descurca cu Shelly destul de binișor, zic eu, sau cel puțin poți să faci treabă destul de decentă, mai ales că n-ai ultimata. Iar o să luăm Star Shelly, că ăla e skin de Boss, ăla e skin-ul de Boss, avem aproape 1200 și 87.977. Că ne-a dat o instantă și... Bă! Wow! Fiți, uitați, nu, că asta se vede, cred că și pe video se vede delay-ul ăsta nesimțit. Fiți atenți când trag eu și când mi se duce hitul. Bă, ce delay! Wow! N-aveți idee cum se simte delay. Bă, what the heck se întâmplă? Bă, ce delay urât, va, și... Mamă, jucăm cu delay meciul ăsta, dar delay din ăla grav rău de tot și ăsta cu call ne umflă, că până dau eu unul ăsta dă toate hituri, dați-vă la el. E și call default, trage 100 de hituri. Super tare, tot ce îmi lipsea, dar măcar au Feng, mă, și Feng, adică, bă, ok, eu un Feng, dar mă bate, ori mă... Nu prea e bine meciul ăsta, fi... Of, vezi că a făcut Filip un kill, ceea ce este super. Nu știu unde e Feng-ul ăla, să... Ori, habar n-am unde... A, uite-l aici pe Feng, bine, mă, Feng, mulțumim de gem delivery, hai că... Bă, dar cred că moare Blexi. Să iau gemurile astea în caz de ceva, uite-l pe ăla cu col cât de bun e. Bun. Avem ultim. Pula, bătută la cu Piper. What the heck, cel mai bun player din lume la cu Piper. Feng și-a irosit ultimata, ceea ce este super ok pentru că nu mai are ultimata. Avem 8 gemuri momentan, să-l batem pe ăsta. Mamă, cât de mare e delay-ul. Vaoleu, mi-e rău. A murit și ăsta Philip Gadget. Bine. Bă, noroc că am mai avut un gadget. Noroc că am mai avut un gadget, că altfel nasol de cur. Da, apropo și murim. Dar am Hypercharge-ul acum, poate facem ceva dacă... Bă, nice, mă, Blexi, bine, mă, bine, 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 rău de tot. Nu știu cum îmi merge asta cu delay, că ia cam... L-a umflat pe ăla cu Piper, sincer să fiu. L-a umflat și pe ăla cu... Mă, Blexi, regele, a făcut ăsta triple kill. Mă, Blexi, ești șeful numărul 1. Nu mai e bine. Mori? Bine, mă, bine, 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 mamă, a rămas în 120 HP. Să nu-l sufle că moare Filip. M-am jucat impecabil Blexi aici, sincer să fiu, multe credite lui pentru că a avut și triple kill, i-a umflat, mă, pe ăștia, n-am ce să spun. A jucat bine rău de tot, dar delay-ul ăsta, bă, nu știu exact dacă el are sau nu, dar ori e de la mine, habar n-am, dar delay-ul ăsta cum a fost, incredibil de groaznic, incredibil de groaznic, dar avem 87.994. Mă, problema e acum că n-am filmat meciul de 88.000 de trofee și uitasem gen că pierduse mai devreme și uitasem să filmez că n-am recuperat și așa mai departe și n-am mai filmat, am uitat efectiv să filmez, dar din nou au o Ember pe care nu am cum să o bat și trebuie să fac respawn până la ultimata și acum o să-mi las cu... Bine, cât timp nu-l
Nu le umflă pe ăsta de... Mamă, ce l-a umflat ăla pe mid. Blexi. Probabil că sunt jucători decenți ăștia din moment ce îl umflă pe Blexi. Bine, pe ăsta cu Ember oricum umflă pe mine, că eu n-am ce să-i fac, dar oricum Blexi probabil că o să moară aici, așa că îl lăsăm pe la aici frumos să moară. Mergem frumos să-l batem pe ăsta, perfect. Cred că e ok, cred că nu e ok. Ce ok mă să fie, că ne pierdem toți lane-urile și eu și Filip, mai pierde și Blexi, ne bat ăștia din orice punct de vedere, efectiv, la propriu ne-au bătut din orice punct de vedere, Leon are și Hypercharge-ul, dar, ce tar mă că ne-au bătut ăștia, ne-au umflat. Da, băieți, cred că să te... Bă, vezi că, stai așa că a mers Filip acolo, îl bat pe ăsta repede, nice, și îl batem pe ăla bine, stai așa, luăm gemurile, bă, stai așa, Hypercharge-ul să fugim, bă, scăpăm! Scăpăm. Na, bro. Filip, așa bine. Bă! Nu te cred ce le făcurăm ăla ăștia. Ua, broadere, hai că e bine, rău de tot. Stai mă cu minte cu Ember. Asta n-a murit cu Ember bait. Perfect, hai că am dat și bait. Bro, ăsta e furtul vieții, nu știu ce e. What the heck s-a întâmplat acolo? Ne-au bătut ăștia din orice punct de la codator cu Gurani. Holy macaroni, ce le făcură, nu știu cum funcționează, cum a funcționat toată faza aia, dar a mers. Dar acum, hai să facem și Shelly asta rank 35, bă, că e ok, nu cred că, n-am simțit să am delay. Bun, bă, meciul trecut pe care l-ați văzut, am avut un derby de la nesimțit, a mers ăsta Filip în față, l-am urmat pe ăla cu Ember, a mers, am spart peretele, l-am bătut pe ăla, le-am furat gemurile, am dat Hypercharge-ul să fuge, a fost o nebunie de meci, bă, nu știu, le-am robbery of the year se numește, meciul ăla cum a fost, pentru că n-am făcut, deci nimeni din echipa noastră n-a făcut absolut nimic, efectiv, doar am murit în continuu, bine, cei drept aveau și full counter. Vorba vine că midul nostru nu prea a avut scuze să piardă, dar aia se mai întâmplă, mai e un meci proșii pentru el. Bă, ce mă enervează ăștia cu... Bă, deci nu-i supor pe copiii ăștia cu Macy, despamează toate hiturile, cum l-ați văzut pe ăsta, despamează așa în toate direcțiile, nimere și un hit acolo. Dar e ok, avem ultima dată. Bă, Blixi, ce făcut mă ăsta, muri? Bă, dar măcar ok, aproape avem Hypercharge-ul, că mergem aici, avem 4 gadget. Opa. Ce făcut ăla, a făcut gem delivery. A, dar moare Filip, stai așa că nu-i bine. Bă, nu. Bă, ce gadget bun a dat. Nice, mă, bravo, mă, Filip. Bun, am Hypercharge-ul, am ultimata, am gadget-uri, free kill-uri oricum se fac aici. Hai să-l batem pe ăsta prima dată. Ia, îl batem și pe Max, dar nu mă, că a fugit. Ce bine, și-a dat deșul din capul ăla, din tot, hai că te-ai dus cu Max-ul ăla, dar mă bate ăsta cu Macy, din păcate. De-l băteau ăștia pe Macy, era bine, dar e ok și așa, că oricum e GG meciul. Mai avem și 3 gadget-uri, nici nu mi-am folosit gadget-urile meciul ăsta, nu știu ce am făcut. Bă, așa că, opa! Alo, ce faci, broadere, cu poate, uitați-vă la ăsta, cu Leonul lui nesimțit, cu Hypercharge, venea să fure, stai așa că vine ăla cu Macy, cu Hypercharge-ul, cu tot, că ne umflă, stai așa, dar nu mai are gadget-uri, măcar atât, stai să nu mor aici cumva, nice, bun, perfect, bă, aparent ăsta a fost și meciul de Shelly, rank 35, am făcut și Shelly frumos, așa, doar pentru videoclip mai mult, și să nu lăsăm 1200, nice, Shelly 1250. Star Shelly chiar, nu? Let's go, GG's.